așa cum halba pune în evidență calitățile berii, iar forma și dimensiunile cupei unui pahar poate face o mare diferență în experiența gustului și mirosului vinului, la fel trebuie să alegem cu mare grijă paharele pentru diferite cocktailuri. Primul tip și cel de bază sunt paharele cilindrice înalte, numite în limbajul profesionist highball. Au capacitate de 200-350 de grame și sunt destinate băuturilor care se servesc cu multă gheață, forma lor favorizând topirea lentă a acesteia. Puțin mai mari, dar asemănătoare ca formă, sunt paharele Collins, în care se servește mojito, și paharele zombie, care sunt cele mai înalte și cele mai înguste dintre toate. Rocks e cel mai scurt dintre toate paharele cilindrice și are cel mai mare diametru. Este doar pentru băuturile alcoolice foarte tari, precum Old Fashioned, Negroni sau Sazerac, care trebuie servite cu unul, maxim două cuburi de gheață. Iar pentru cocktailurile care nu necesită gheață, așa ca Manhattan, Boulevardier sau Gimlet, se folosește paharul Cube. Următorul este paharul în formă de V. Este considerat cel mai elegant, întrucât în el se toarnă doar băuturile care se servesc cu înghițituri mici, precum Martini, Cosmopolitan, Sidecar. Iar cel cu forma rotundă, cu o deschidere mai mare a diametrului de sus și o margine mai specială, este folosit pentru cocktailuri care au decorațiuni și garnituri speciale, așa ca Frozen Margarita, Margarita on the Rocks sau Daiquiri. Cele mai colorate cocktailuri, alcătuite din mai multe straturi, se servesc în pahare Hurricane, înalte, în formă de clepsidre. Din ele puteți servi Pina Colada, Singapore Sling sau Hurricane. Și desigur, vasul care nu poate lipsi dintr-un bar bun este cana Cooper, destinată băuturilor care trebuie ținute foarte reci în zilele fierbinți de vară. Inițial în ea se servea un amestec din vodka, bere cu ghimbir și suc de lime, cocktail popular și astăzi.